Aceeași consolă, Game Boy Advance SP, însă acestea două sunt cu ecranele originale din momentul lansării consolei, iar acesta este nou, ultima generație, un ecran absolut superb, absolut superb. Cât de curând le voi transforma și pe acestea două, voi schimba aceste carcase ciudățele și le voi pune ecran de genul acesta, ecran IPS. Minunata consolă Game Boy Advance, am aici două exemplare, ambele sunt AGS-001, deși în momentul de față una dintre ele a devenit mai bună decât AGS-101. Este vorba de aceasta cu ecran IPS. Observați diferența uriașă între ele, este ceva incredibil din punct de vedere al ecranului. Acesta este ecranul original de pe AGS-001 și acesta este ecranul de pe aceeași consolă, practic AGS-001, însă cu noul IPS instalat. Doar ce am primit kitul pentru schimbare ecran și carcasă pentru Game Boy Advance SP, așadar haide să-l desfacem și să schimbăm acest ecran cu unul de ultimă generație, un ecran IPS mult mai luminos și foarte, foarte clar. De asemenea, am o nouă carcasă pentru Game Boy. Acesta este ecranul acel minunat IPS pe care îl vom înlocui imediat. Aici avem placa ce va asigura practic transmisia între placa de bază și noul ecran IPS. Avem și acest cablu, este opțional lipirea lui pe placa de bază. Așadar, trebuie lipit pe placa de bază și aici avem acest punct. Însă, este doar pentru cei care doresc să folosească acest buton pentru a controla intensitatea luminii. În caz contrar, va merge la intensitate maximă ecranul, lucru cred dorit de toată lumea. Aici am noua carcasă pentru Game Boy, o carcasă superbă. Avantajul acestei carcase, vă arăt imediat, este tăiată de vânzător. Practic, o carcasă obișnuită are acest plastic aici și aici. Pentru a folosi noul ecran IPS, trebuie să îndepărtați gen plasticul pe care îl vedeți aici din partea stângă de aici. Vedeți, este deja tăiată această carcasă. Așadar, să începem și să desfacem consola. Trebuie să îndepărtăm aceste două șuruburi de aici, plus cele patru din colțuri. Trebuie să îndepărtăm aceste trei șuruburi. Aceasta este placa de bază. Mare atenție, aici aveți acest cablu, această bandă. Se îndepărtează prin desfacerea acestor două protecții, două căpăcele. Trageți de ele, eu vă sfătuiesc cu unghia.
Și după cum observați, aici avem un alt șurub pe care trebuie să-l îndepărtăm. Următorul pas, trebuie să îndepărtăm aceste protecții de cauciuc pentru că avem șuruburi sub ele. Acesta este ecranul vechi pe care îl voi înlocui. Următorul pas, după ce ați amplasat această bandă dublă adezivă, este să puneți această placă de control, sau cum se numește această plăcuță, pe spatele ecranului. Veți conecta această mufă undeva aici. Cam astfel trebuie să arate această placă de control. Mare atenție cu acest cablu subțire ce unește display-ul de această placă centrală. Este al doilea ecran pe care îl am. Primul l-am defectat mișcând practic această unitate. Nu a venit cu acea bandă dublu adezivă și s-a rupt. Haideți să testăm ecranul și după aceea reunim totul la loc.
Trebuie să încolociți această bandă de legătură, ceva de genul acesta. Nu uitați să îndepărtați plasticul de pe ecran înainte de a așeza această față. Nu uitați să încolociți acest circuit, acest fier de legătură pentru a intra în acest canal. Următorul pas, puneți cele 5 șuruburi la loc. Nu uitați să le alegeți pe cele micuțe, comparați-le cu originalele sau le puteți folosi pe acestea. În acest fel trebuie să arate cu șuruburile puse. Carcasa nouă nu are balamale, așa că trebuie să le scoatem de aici și să le reutilizăm. Pentru a îndepărta o balama, trebuie să apăsăm pe aceste piciorușe de aici și să o scoatem. Introduceți-le în noile spații și cam asta este tot. Putem pune și această parte în acest moment aici. Să punem și boxa înapoi, în acest spațiu. Și acum să punem placa de bază înapoi. Trebuie să conectăm mufa aceasta aici și să o asigurăm cu cele două cleme. Astfel arată noua husă, incredibil de frumoasă, iar ecranul, nu mai zic, este o adevărată minunăție. Haideți să aplicăm și stickerul și imediat o să vă arăt cum este noul IPS. Și acum testul final.
Astfel arată cele două console, o diferență uriașă între ele. Testăm și un joc imediat. Acesta este ecranul original de pe AGSM 001. Cât de frumos se vede! Haideți să încercăm jocurile invers. Este ceva incredibil din punct de vedere al ecranului. Acesta este ecranul original de pe AGS 001 și acesta este ecranul de pe aceeași consolă, practic AGS 001, însă cu noul IPS instalat.